m-am plictisit, a fost o activitate foarte interesantă și plus și fazele care au adus un mic moment umoristic la început, mi s-a părut foarte, foarte ok. Și faptul că am fost implicat activ în acest proiect, adică am stat la sunet și am încercat să ajut cu regia pe acolo, m-a ajutat și asta. Dar a fost un eveniment, consider eu, propice pentru un astfel de loc, într-o astfel de instituție, adică într-o școală, pentru că este nevoie de așa ceva, de educație rutieră într-un liceu. A fost o experiență foarte plăcută și nu m-am plictisit și singura dată când am luat telefonul în mână a fost ca să distribui un videoclip pe care l-am filmat pe timpul activității și să promovez într-un fel chestia că mi s-a părut foarte mișto. Am aflat niște lucruri super importante, cum ar fi cum să tragi o persoană dintr-o mașină în cazul unui accident fără să-i rup coroana cervicală. Ce promovați voi e foarte, foarte tare și util, pentru că nu văd nimic mai important decât viața și practic voi asta faceți. Și partea de curse a fost super mișto pentru că deschide într-un fel noi orizonturi și afli despre niște lucruri despre care nu aveai multe informații înainte. Super tare, chiar dacă a durat mult, n-a fost niciun moment mort în care să zic, nu știu, că asta nu-i util sau demn de acordat atenție.